Bună dimineața la toată lumea! Dimineața! Haideți că s-a îndreptat puțin vremea, ieri a plouat foarte tare. Am făcut ceva mișcări aici în ultima perioadă, am muncit foarte mult, am luat toată scândura de aici, am băgat-o la adăpost pentru că o cocea soarele foarte tare. După cum se vede în spatele nostru, salcia a plecat, a prins viață din nou pentru că o tunsesem, crescuse foarte înaltă și îmi rupea sârmele de internet, de curent. Așa că ia uitați ce coroană frumoasă i-am făcut. Astăzi vrem să vă prezentăm niște mâncărică pentru cățeluși, care am primit-o mai exact de la Adi și Andreea. Adi și Andreea, care îi salutăm pe această cale și vă mulțumim, le mulțumim mult pentru sprijinul acordat. Ne-au vizitat acum câteva zile și au venit cu mâncare pentru cățeluși și nu numai. După ce o să vă prezint mâncarea, o să vă mai arătăm ce am mai primit de la prietenii noștri. Deci tot de la Adi și Andreea. Aici avem 2 saci de ceapi de 13,5 kg. Deja ăsta este găuri, la găuri pisicile. Dar o să-l dăm numai puțin. Da, ceapi, o mâncare foarte bună. Ceapi e o mâncare populară și foarte calitativă, foarte bună. Deci o recomand. O recomand cu căldură, o mâncare care câinii chiar o mănâncă foarte bine. E pe bază de și legume, văd aici mazăre, morcov, vitamina A, vitamina E, D3-ul. Deci un laborator de vitamine pentru cățeluși. Foarte bună această mâncărică. Cât are satul? 13,5 kg. Înainte era de 9. 13,5. Așa, aici avem pentru prezintă-tu, pentru pisicuțe. Adult, dar scrie în germană, așa că nu... Așa, cu germana nu le avem. Tot o hrană completă pentru adulți. Ca cum spune? Dante. Cu vită. Dante. Vită. Mi se pare că pe ăsta nu cred că l-am încercat, nu mai știu sigur. Au fost 2, dar unul deja l-am dat la căței. A, au fost 2 deja. Da, 2. Unul l-au mâncat căței. Așa, și aici mai avem tot așa. La 10 kg, asta de care e? Nu știu, că tot în germană scrie. Crocant. E pentru adult. Crocant. Da, mâncare pentru câini adulți, merge și la ăștia mai tinerei. Merge. Foarte bună mâncarea, mulțumim încă o dată pentru sprijinul și efortul lor. Aici tot la fel. Vă spuneam ceva mai devreme că în afară de mâncare am mai primit ceva, dar ca să vă arăt acel ceva, trebuie să dăm mâncarea. Și în ultimul rând, lasă-mă să mulțumesc câtorva persoane, okay. Că tot suntem la capitolul ăsta. Am mai primit de la Buzatu Doina 50 de roni, de la domnul Ungurean Octavian Adrian 300 de roni și doamna Aurora Stancu 300 de roni. Vă mulțumim, mulțumim frumos pentru sprijinul acordat. O să dăm acum mâncarea aici. Pentru că Adi a venit numai cu mâncare, a venit și cu această masă, dar stați să vedeți ce fel de masă. O masă foarte grea. Vezi ușor că aici e problema că oricum îl desfacem să dăm la câini. Hai să luăm și după cum vedeți, avem aici un grătar imens, industrial, aș putea spune. Adi a folosit o tablă, cred că 10 mm, dacă nu și mai bine, 10-12, foarte groasă. Foarte masiv acest grătar, ni l-a făcut cadou. Deja l-am inaugurat. Da, noi deja l-am inaugurat, am făcut friptură la el. Demontabil, deci are picioare demontabile. O surpriză foarte plăcută, am rămas uimit. Ei au mai venit pe la noi și aveam un grătar mai mic, un sfert, ce? Nici un sfert din ăsta. Să-i arăt. L-am pe acolo, nu mai scot din cadru. Un grătar mic pentru 2 persoane. Ne cam chinuiam ce-i drept. N-am renunțat la el pentru că era din tablă de inox, deci nu ruginea niciodată. Dar acum suntem mai mulți, mai ne vizităm. Așa că Adi a venit cu acest grătar să putem să facem dintr-o dată friptura.
friptura, legume, am pus de toate am pe făcut, el. Chiar am făcut niște pui, niște ceafă de porc și aici în dreapta am pus niște ardei de aia lungi, capia, tăvăliți așa cu un pic de ulei, un pic de oțet, piper, puțină sare, aia sunt demențiali, deci mie îmi plac la nebunie ardeii copți, capia. Deci ăsta e grătarul, haide să vi-l, să vă arăt așa cam cum arată. V-am zis eu că este o imensitate. Ia uitați, e puțin murdar pentru că am spus, am gătit la el. Este făcut din placbandă de 3 mm grosime cu 2, cred că, cu 2, deci 3 pe 2. Foarte, foarte greu, dar masiv. O să dăm un pic telefonul să arăt un pic la cameră cam cât de gros este acest grătar. Ia priviți ce grosime are acest grătar. Adi a făcut și niște mânere pentru a-l putea muta. Ca și platbandă a folosit o platbandă lungă de 1 metru, da, de 1000, înălțime 10 cm și grosime, eu zic că e sărit de 1 cm. Cred că are undeva la o tablă de 12. Nu știu sigur, dar o să pun eu șublerul. Foarte gros, foarte masiv. După cum observați, n-a folosit fier beton, a folosit o platbandă groasă de 3 mm cu 2 lățime. Da, foarte reușit acest grătar. Adi, ce să zic, m-ai dat gata cu grătarul, deci nu mă așteptam la asemenea cadou. Un cadou foarte valoros, care necesită muncă, necesită o grămadă de sudură. Nu mai spun greutatea lui, că e imens. Cred că are în jur de aproape 100 de kilograme. Să tot gătești, faci un botez întreg, aș putea spune aici, un chef, o onomastică, o... nu știu. Deci la el poți să pui acum un miel întreg. Deci, suntem foarte mulțumiți de acest grătar și dacă toți suntem la capitolul Adi și Andreea, nu uitați să vă abonați și la canalul lor de YouTube, Eli și Eve, nu? Da. Eli și Eve, am zis corect? Da, da. Eli și Eve au un canal foarte educativ. Un canal deosebit. O să vă las eu link în descriere. O să vă pun și pictograma cu canalul, să vă dați seama despre canal. Cam ăsta e clipul nostru. Încă o dată mulțumim tuturor care ne-ați sprijinit. Deci cam astea au fost cadourile noastre care le-am primit. Cum v-am spus, noi împărtășim cu dumneavoastră absolut tot ce primim. Avem grătar, avem bobițe. Am primit și ceva bănuți. Mulțumim pentru a putea tuturor merge mai departe cu ce ne-am propus cu acest proiect, această asociație. Încă o dată mulțumim tuturor. Un clip scurt, dar o să-l mai lungim puțin dacă vreți, pentru că... O să vă lăsăm în compania, da, micuților caucazieni. Mergem o fugă pe la puii de ciobănesc caucazian, le dăm și lor să mănânce și încheiem acolo acest clip. V-am pupat! Pa, pa! Ia priviți cum s-au grupat, așteaptă mâncărica. Mai puțin să... Ce ați făcut? M-ați vărsat și apa, ia uite. Apa ați vărsat-o. Castroanele murdare. Capone, numai tu ai făcut prostii. Foame mare, la masă, la masă. Tu mi-ai furat porumbii cu rândul trecut, vino cu acest. Nu, pentru că dacă nu te mănâncă.
Așa. Carne lipsește. Am pluți castrone. Cei care sunteți interesați de un pui ciobănesc caucazian, nu uitați să ne contactați. Aveți numărul de telefon chiar aici.